business. Wow. Eu nu spun nimic, pentru că m-ai lăsat fără cuvinte. Nici eu nu mai am cuvinte. Juriu? Cu cine vrei să începem? Domnul Cătălin. Domnul Cătălin. Wow. Da, ai avut o interpretare de excepție. La început, când am auzit despre ce piesă e vorba, un pic m-am speriat. Dar m-am liniștit, tu m-ai liniștit cu vocea ta, pentru că nu ai cântat-o într-un mod demonstrativ, cum mă așteptam să o cânti, pentru că de multe ori voi vă alegeți piese foarte grele și le cântați într-un mod demonstrativ, nereușind să transmiteți ceea ce trebuie la vârsta voastră, dar tu ai cântat-o foarte sensibil, piesa. Mulțumesc. Nu ai, ai cântat-o corect, ești frumoasă, ești sensibilă, respiri muzică. Felicitări, mi-a plăcut foarte mult. Cu cine continuăm? Cu Teo. Teo! Cred că ești al treilea copil din concursul ăsta, căruia îi spun că are simț muzical deosebit de bine dezvoltat. Și ești a treia, dar cred că ești cea mai mică dintre cei pe cărora le-am spus chestia asta. Și chiar am fost uimită să aud o așa voce frumoasă și curată și simplă și naturală la vârsta ta și să interpretezi o melodie cu așa grad de dificultate ridicat. Bravo ție! Mulțumesc! Bogdan! Da, am rămas impresionat, mă bucur mult că există așa copii talentați. Ce mi-a plăcut foarte tare la tine, pentru vârsta ta, controlul vocii. Știi foarte bine unde să te urci cu vocea, până unde să te duci, ca să fie totul bine. Să continui cu muzica, că o faci bine și mulțumesc. Ai potențial mare. Felicitări! Foarte impresionant, n-ai lăsat fără cuvinte. Tonul foarte bun, notele le iei exact așa cum trebuie. La timbru, bineînțeles că se va mai forma în timp și mi-a plăcut că simți ceea ce cânti, chiar simți, intri în melodie. Mulțumesc! Și noi îți mulțumim și îți ținem pumnii strângi. Bate palma încă o dată și mult, mult succes! Ne vedem mai încolo! Șansa ta e chiar acum.